Bună dimineața! Neața din ziua 2 de concurs! Avem fețele astea pentru că aseară a fost o seară un pic mai plină decât ne așteptam. S-au creat mici confuzii, au fost mici probleme aseară. Pentru că la 11:30 când a fost postat clasamentul, ne-am trezit că suntem pe ultimul loc, noi, George, iar Claudiu Peștean era pe la jumătatea clasamentului cu doar jumătate de traseu înregistrată. În prima fază n-am știut ce s-a întâmplat, am verificat, am descoperit fiecare cu ce a greșit, să zic așa. Eu, din neatenție, în loc să trimit track-ul, am trimis un waypoint de pe track. Nu mi-am dat seama ce am selectat atunci când am trimis. George, tot din neatenție, în loc să trimită track-ul înregistrat ieri, a trimis track-ul înregistrat luna trecută la etapa de la Bucovina. Iar lui Claudiu nu i se trimisese complet track-ul, el pe tabletă avea complet, iar la export s-au pierdut undeva niște date și îi lipseau porțiuni din traseu. Surprinderea cea mai mare pentru noi a fost faptul că nimeni nu ne-a informat despre treaba asta, adică până ieri, când exista o neregulă la track-ul uneia dintre concurenți, arbitrii cereau un track de backup, dar acum nimeni nu a zis nimic, ceea ce ne-a bulversat un pic, nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce nu zic nimeni nimic și așa mai departe. Conform regulamentului, eram vinovați pentru faptul că noi nu am trimis track-urile de backup la momentul în care am ajuns, deci noi am trimis track-ul și atât. Dar regulamentul spune că ar trebui să trimiți toate track-urile înregistrate pe toate device-urile în același timp la ajungerea la finish. Această parte a regulamentului există de mult în regulament, doar că până acum nu era neapărat aplicată, adică ajungea să trimiți un track, iar în caz de ceva probleme, 1, 2, 3 echipaje maxim din tot concursul era nevoit să trimită un track de backup. Dar de data aceasta, arbitrul care s-a ocupat de extrem a decis să pună în aplicare regulamentul cum este el scris și să nu mai ceară backup-ul. A trebuit până la urmă să facem o contestație ca să ni se accepte track-urile de backup. Contestație care, spre norocul nostru, a fost acceptată pentru că au fost mici scăpări ale organizatorilor, în ideea în care la final trebuie să fie un arbitru care să ne confirme că track-ul s-a primit. Noi când am ajuns n-a fost niciun arbitru și cumva am putut profita de acest mic detaliu care nu știu dacă se va mai putea profita pe viitor. Deci am fost norocoși de data aceasta. Noi acum în 5 minute avem briefing-ul, Ana se va duce la poze, noi vom porni pe traseu. Am înțeles că acum în ziua 2 de concurs va fi prima urcare care a fost și anii trecuți, în care într-adevăr s-a răsturnat Chivi cu George Sorca. Vom merge acolo, după care vom încerca să-i prindem pe coborâre undeva puțin mai sus. Cam atâtica. Ne vedem în traseu. Am ajuns, suntem tot în cheile Sohodolului și sunt la urcare. Am ajuns foarte devreme, este de-abia 9:30, la 10 este startul, la 10:20 au startul băieții. Mai sunt aici eu și câțiva spectatori. O să avem puțin de așteptat, dar vă trec pe GoPro. Let's get dirty. Hai să vedem. Urcă David sau nu urcă David? Urcă! Hai, Daviduțu! Speriat că-i dă direct. Ce vrea, dar să o luăm o parte, hai!
împingem. Haide. Hai, bagă pe mine. Hai, bagă pe mine. Hai, bagă pe mine. Unde bagă pe mine? Georgica, iară? Dar te-a urcat-o pe roți? Da. Și pe ștean? Nu, stai să văd ce face. Stai să vezi ce face și după aia o pui lângă urcare să poți să trag troliul de jos. Da, după ce pleacă el a lui să pună troliul, eu deja încep să-l scot de jos. Așa. Lați-vă la o parte! Vai, stai că vine, stai că vine mașina. Dă-i maxim stânga. Așa, și mai dă-i un pic stânga spate. Așa e perfect. Atât. Bună! Unde te uitai? Întinde? Ești legat. Aici s-au legat și ieși ieșit. Mașalier. Vivi. Lasă-te. Nu poți să dai mașalier. Nu-i moto din ăla. Okay. Nu poți să miști. Nu, lasă. Nu poți să dai în spate? Stai, dă un pic.
spatele. Mi-l poți da? Da. Nu mă să nu scap, să fii cu piciorul pe frână. Hai că mergi în spate. Dă-i, dă-i că sunt învârtit în spate. Dă-i dacă poți să dai în spate. Nu mergi în spate? Fu. Da, dar singura mea problemă e că n-avem șofer de copac. Dă-mi. Numai să nu, adică n-ai cum să scap? Ba, ai cum să scap, stai cum e pe partea cealaltă. Ei, trebuia să urci numai peste bolovanul ăsta. N-am de ce mai solid. Nu plec. Nu, lateral. Stânga. Cum n-am cum? Că te pune pe roți. Atunci unde zici? Știu ce zici, vezi că-ți dau peste. Stai un pic. Singura variantă e aici, sus. Îmi dai un pic șufa ta, te rog. Mersi. Mă dau. Încerc aici, jos. Față. Păi nu, ai cea mai bună în față, dar ține. Dai. No, zi-o rugăciune. Dacă o bagi pe ușa mea, merge? Pe după ușa mea. Desfăl? N-ai ce să scoți? Da. Nu, aici numai, în lateral. Zi, în lateral. Zi unde pun și acolo pun. Da, aici e bine? Nu, întinde-l. Nu întinde-l. Nu merge? Trage. Le pune pe roți. Încerc să dai la roată? Stai un pic să văd cum e pe partea cealaltă. No, poți să dai la roată. Dă-i un pic în față. Dă-i ușor, e blocat. No, dai la roată? Ușor numai, ușor, nu tare, ușor. Ești în drive? Nu, uleiul din cutie. Nu știu dacă te ține. Păi ai cum să-l tragi. Stai că-l blocăm pe ăsta de față. Nu, blochează-l ăla de față. E, să-l fie în viteză. În viteză? Bun, acum desfăl pe ăla de pe spate. Hai că dacă ajungem aici, te tragi. Nici pe reductor, nici cum nu vrea să plece, nu? Nu s-a rupt încă, s-a așezat. A, scaunul. Da. În poziția asta nici n-ai cum să pui ulei în ea, nu? Și vrei să ieși pe acolo? Avea troliu pe spate, să ne lege. O să ne tragă în sus oricare variantă, să ne pună aici pe drept. Da. Stai să vedem cum scapă ăsta din spatele tău. Tu teoretic ai putea să cobori pe roți, adică troliu foarte puțin te ajută. Te ține chiar, nu, atâta, ești întins. Dai drum ușor la roată. Păi nu, că troliul ăla nu mai are nicio siguranță. Ăla-i prins de cutia de viteză, cutia de viteză nu intră în sarcină. Dreapta, dai cu dreapta. Așa, dai. Dai. Dai ușor. Vezi că ești prea liber. Dai ușor, coboară. Pe ce, să nu se prinde? E pe aripă, e peste aripă. E bine, tu curge pe... Numai că ți-or tras ăștia, ai. Dă-i un pic cu stânga, stânga.
Stânga, așa. Dă-i. Dă-i cu stânga. Nu, nu mi-am dat seama când era la gură. Dă-i cu stânga. Stânga, mai stânga, mai stânga, mai stânga. Așa, dă-i. Hai, hai, dă-i. Hai să coboare roata aia odată de pe malul ăla. Dă-i. O urcat și coboară imediat. Dă-i. Și acum dă-i dreapta. Bun, așa, coboară așa că ești cu roțile drepte. Eu zic că de aici coboară din roți, cu stânga. Stânga, dă-i. Și ești deslegat oricum, vezi că ești deslegat, da? Dă-i ușor drumul spate. Ușor cu stânga. Rămâi acolo. Băi, în caz că se răstoarnă, hai să trecem în spate. Să nu răstoarnă peste noi. Că e hotărât. Numai să nu se răzgândească la jumatea pantei. Dar dă un pic în spate, că aici avem loc pe dreapta spate. Ulei. Păi, nu-i ATF? A, ulei de cutie. Teoretic nu ATF, dar e bun și trebuie off road. Hai dracu să plecăm de Cracoa. Ești nebun, dar hai dracu acasă. O parcă la era mai înainte. Dar vom nu cu vom, bună ziua, oare aveți ulei de cutie de viteză ATF de automată? Bă, mai uitați-vă acum, pe la pușor din poți. Mă uit acum, mersi. Bani cu luptă roșie. Vezi, dacă dai de pomană... Nu i-a spart parvizul, exact în partea cealaltă, uite aici, i-a venit, i-a rupt roll cage-ul. Prieteni. L-ai chemat ea cu asta, că și-a trecut la cine. Deci ar alu la impresie artistică, aveți 10 din 10. Nu, cred că l-am bătut pe George. What the fuck is that? Dacă ești de la... Gata.
Am o trusă, dacă vrei poți să sterilizezi puțin. Acum ai luat? Da, că când urcam. Era băgat rău. Era să știi, nu mă așteptam să fie atât de mult. Nici eu, că am tras un pic și am văzut că vine pielea aia, nu vine, îmi place tu. Păi stai seama, din 3 litri jumate sigur am pus pelele. Să iei ușa lui Georgica, că e bună la soare. Ai de capul meu. Ușa lui Georgica. Ducem apă. Și pentru ce drăguț. Mulțumim tare. Și aveau și ei au apă în mașină. Foarte drăguț. Mulțumim tare mult. Că dacă faceți vlog, vă știe lumea. Cât de drăguț. Mulțumim. Deci băieții au făcut aici stânga. Eu voi continua să merg pe chei până voi ajunge la punctul în care ei vor coborâ undeva acolo la șosea. Acolo, uite acolo, printre aia doi, stânga. Da. Hai că leg aici. Am legat. Trage. Am ajuns la următorul punct în chei, a trecut până acum în ordinea următoare David, Șanta, Peștean și Teo. Mă gândesc că urmează să vină Sorca. Cu melente, hai melente!